A 68-a stagiune a Teatrului Toma Caragiu este o stagiune importantă. Avem în față evenimente marcante. Dacă e să enumăr, să spun trei, câte una pentru fiecare secție și mă uit așa, Sala Teatrului pentru Copii este gata, deci secția Ciufulicii are spectacole într-o sală nouă. Secția Dramă, al doilea an consecutiv, participare la Festivalul Național de Teatru. Toate acestea vor fi argumentate la un moment dat și dezvoltate, doar trec așa în revistă. Iar George Frâncu, secția revistă, împlinește anul acesta 60 de ani. De reprezentare, dumneavoastră, arată bine, se ține bine, nu-i așa? Așa? Iar colega mea, Miriam Șunu, care mi este cel mai aproape și suntem tot timpul așa, gândim inclusiv ultimul mesaj a fost undeva la 21:30 azi noapte, va spune câte ceva despre reprezentarea teatrului și nu în ultimul rând de festivalul, de ediția din acest an a Festivalului de Teatru Toma Caragiu.